Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Energiile emanate de aglomerarea de planete din Capricorn îți limitează domeniul de activitate, dar acest lucru este bun pentru tine. Dacă joci corect, poți evita influențele neplăcute ale planetelor din vărsător care încearcă să te enerveze. Concentrează-te asupra influenței planetelor din zonile prietenoase ție și atunci cel mai probabil nu vei fi pierdut și vei face față valului de invitații și călătorii. Încearcă să ți aranjeze o viață de rutine fără surprize. Pe de altă parte, o astfel de viață ți garantează o pace interioară incredibilă din orice punct de vedere. Dar dacă cedezi tentației de a ieși din această zonă de confort, Fii pregătită pentru faptul că nu vei avea cea mai ușoară plimbare. Energiile vărsătorului ți rezervă momente uimitoare, captivante, dar, din păcate conflictuale. Dragoste, Venus nu este cea mai bună dintre prietenii tăi în ianuarie. Prezența ei în vărsător prezice tot felul de glume crude, neînțelegeri și obstacole. Situațiile care păreau bune nu vor fi ușoare după 4 ianuarie. Dar nu-ți pierde inima, începând cu 28 ianuarie, Venus se va instala în zodia peștilor, iar pacea și armonia vor domni din nou în viața ta. Sfat, dacă te simți înghesuită în lumea ta, încearcă să mergi dincolo, în altă încăpere, poți reuși doar dacă rămâi calm în toate circunstanțele, problema lunii pentru scorpioni va fi ezitarea și incertitudinea cu privire la ceea ce îți dorești exact de la un partener, de la relații în general și de la viitorul tău comun, nu-l determina pe partener să-și asume responsabilitatea pentru deciziile impuse de tine. În primul rând, pentru că după aceea vei fi sigură că ai greșit, lucru de care nu te vei sătura să-ți amintești. În al doilea rând, cei dragi te pot dezamăgi în general, vei vedea că nu te poți baza pe deplin pe ei. De exemplu, pentru că părinții au propriile lor treburi sau privesc problemele dintr-un unghi complet diferit. Relațiile cu rudele apropiate pot lua o turnură critică. Dacă în trecut ai avut omisiuni și dezacorduri, acum ele se vor manifesta cu o vigoare renoită. Până la litigi, desigur, dacă ai ceva de împărtășit material, în dragoste, poți conta pe cunoștințe încurajatoare dar este puțin probabil ca acesta să fie de lungă durată. Sănătatea, influența negativă a lui Pluto este încă activă, prin urmare, horoscopul le reamintește încă o dată scorpionilor de precauție extremă atunci când călătoresc chiar și ca pietoni, cele mai mari probleme pentru scorpionii vor fi o predispoziție la răcel și boli virale, pentru a se infecta va dura doar câteva secunde de contact cu persoana bolnavă sau să stea lângă o fereastră deschisă, perioada de recuperare poate fi mai lungă decât promit medicii. Tratamentul optim este căldură uscată combinată cu masaj, de preferință cu ulei de brad, banii, încearcă să oferi colegilor și partenerilor mai multă libertate, astfel încât aceștia să aibă nu doar dorința de a lua inițiativa, ci și posibilitatea de a face acest lucru. Poți lua decizii rapide pe teren și încheia contracte de care ai nevoie. Luna va fi bună pentru călătorii de afaceri. Dacă te confrunți cu o alegere, să mergi sau să nu mergi pentru că nu par a fi prea necesar, treci peste lene și pleacă. Mai multe perspective vor fi găsite la fața locului decât în timpul unei convorbiri telefonice. Cheltuielile financiare în această lună nu ar trebui să fie mari și frecvente, este mai profitabil pentru tine să economisești bani acum, vei vedea, s-ar putea să-ți fie util în curând, de asemenea, este util să investești într-un produs sau într-un loc de tranzacționare, într-un magazin, dacă ți se oferă un alt loc, fi de acord, sunt șanse să te descurci mult mai bine de acum încolo. Zilele în care norocul va bate la ușa ta sunt afișate pe ecran. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot? Te aștept!